Șoferul, care ar fi provocat teribilul accident de lângă satul Codreanca, raionul Strășeni, soldat cu moartea a 5 persoane, a comparut miercuri în fața magistraților. Tânărul de 22 de ani a fost externat în aceeași zi din spital și a dus la judecătorie într-un scaun cu rotile, fiind cu piciorul fracturat. Acesta nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Fără cunoașteți vina? De ce ați urcat la volan fără permis? Cum s-a întâmplat totul? Conduceați cu viteză? Procurorii cer pentru inculpat 30 de zile de arest. El riscă închisoarea de la 6 la 10 ani cu anularea permisului de conducere. Amintim că tragicul accident s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, când șoferul, care ar fi circulat cu viteză excesivă, ar fi ieșit la depășire pe contrasens peste linia continuă. Potrivit poliției, în urma impactului frontal, două automobile în care au rămas blocate mai multe persoane au fost cuprinse de flăcări. 5 oameni au ars de vii, iar alți 6 au avut nevoie de asistență medicală. Procuratura Generală a comunicat că tânărul conducea mașina fără permis de conducere. Documentul i-a fost ridicat provizoriu acum o lună pentru șofat în stare avansată de ebrietate. Procurorii mai precizează că băiatul nu este la prima abatere de ordin penal. Acum 2 ani el a fost condamnat pentru furt, iar un an mai târziu a comis un jaf.